întrucât voturile nu s-au mai deschis de câteva săptămâni. Hai să vedem mai exact ce spune lumea. Corina, ai primit 10 nominalizări. Crezi că ai fost nominalizată și de concurentul de pe primul loc? Păi, tocmai de asta am zis că îmi doresc să nu fiu Ana pe primul loc. Pe cine dorești pe primul loc? Raimon Constantina sau cine m-a mai votat. Sau oricare dintre ceilalți 10, da? Da. Bun. Laura, o singură nominalizare. Da, știu. Dar poate ai fost nominalizată chiar de către concurentă de pe locul întâi. Nu contează. Nu ți-e frică? Nu, deloc. Alin și doamna Daniela, nici dumneavoastră n-ați scăpat. Nu e nicio problemă. O nominalizare. E posibil să fiți fost nominalizați de concurentul de pe primul loc? Nu, cred, pentru că am aflat că din partea Corinei, așa că este imposibil. Viorel, ai fost nominalizat împreună cu mama ta de fosta ta iubită, Oana. Este posibil să intri în cursa de eliminare? Crezi că Oana are puterea de a te da afară și pe tine? Numai Dumnezeu știe asta. Tu ce-ți dorești? Eu vreau să rămân în continuare cum stau și alții fără cuplu în această competiție, așa vreau să stau și eu. Bun, 5 protejați sunt din totalul concurenților, 5 protejați. Hai să vedem exact care sunt aceștia. Dar, până la aceștia, voi merge la concurentul de pe ultimul loc. Acesta va intra în cursa de eliminare și vom vedea despre cine este vorba. Pe ultimul loc, în această săptămână, se află concurentul cu numele. Florina. Florina, ești în pericol de eliminare. Ești una dintre potențialii concurenți care poate săptămâna viitoare nu vor mai fi aici. Dar răbdare. Mai avem ceva de făcut. Hai să vedem care concurent este acum pe primul loc. În această săptămână, pe locul întâi, cu 24,7% din totalul voturilor exprimate, se află concurentul cu numele Oana. Felicitări, Oana. Dar nu se bucură nimeni, dar cred că cu atât mai puțin nu se bucură Corina și mai ales Viorel. Corina nu se bucură pentru că, și chiar plânge Corina, pentru că nu ai nominalizat-o pe ea. Dar Viorel nu se bucură pentru că dacă nu va fi protejat, intră în cursa de plecare. Nu e nicio problemă, doamna Miră. Păi el după o săptămână a zis că vrea să plece, că nu suportă aici. Ce ai spus? El a zis după o săptămână că vrea să... Cum stai tu ca o marionetă aici? Că vrea să plece, că nu suportă aici, a spus după o săptămână, după ce am format cuplu. Cu atât mai mult când ne-am despărțit, a zis că nu vrea să... Tu dacă n-ai cuplu, de ce stai? Așa vreau să stau și eu. Eu n-am spus că vreau să plec. Dacă s-a răzgândit, asta e. M-a răzgândit. E vreo problemă? Succes. Corina, gata, liniștește-te. Stai puțin să vedem. Stai puțin să vedem. Pentru că dacă Viorel este protejat, vom merge la următorul concurent, da? La următorul nominalizat. Stai puțin să vedem ce se întâmplă. Se știe. Ce se știe? Păi deja se știu, dacă sunt primii 5, dacă erau primii 6, mai aveam speranța că va fi. Stai, nu cred că ai înțeles ce am vrut să spun. Ba, bun, da. Hai să vedem. Pe locul al doilea, cu 15,2% din totalul voturilor, este concurentul cu numele... Constantina! Felicitări, Constantina! Mulțumesc mult de tot! Pe cine a nominalizat Constantina? Pe Cori. Pe Corina. Deci, dacă Viorel și doamna Aurica sunt în primii 5 clasați,
atunci Constantina se va merge la nominalizarea făcută de tine. Să dea Dumnezeu. Să dea Domnul. Dacă Viorel nu va fi în primele 5 locuri, Corina. Atunci Corina mai are de așteptat. Și va intra Viorel. Corina, hai, Corina, liniștește-te. Mergem la locul al treilea. Mai sunt 3 locuri, da? Mergem la locul al treilea. O să fie protejat, Corina. 14,6% din totalul voturilor. Merg către concurentul cu numele. De acum. Alin și doamna Daniela. Mulțumim frumos. Mulțumim. Ce liniște e. Ce liniște e. Mai sunt 2 locuri. Doar 2. Pe locul 4. 14,5% din totalul voturilor. Merg către concurentul cu numele. Raimond. Și mai este un singur loc. 12,2% din totalul voturilor merg către ultimul loc protejat. Va fi sau nu Viorel? Locul 5 și ultimul concurent care scapă de orice pericol de eliminare se află concurentul cu numele. Andrei! Felicitări, Andrei, dar asta înseamnă că tu, Viorel, nu ești protejat. Iar asta înseamnă că voi, ceilalți concurenți, aveți la dispoziție această pauză de publicitate pe care o vom lua imediat, să alegeți între Florina și Viorel. Împreună cu doamna Aurica. Veți intra în camera de interviuri și veți alege rând pe rând unul dintre cei doi concurenți pe care vi-i doriți în cursa de eliminare. Noi revenim în doar câteva minute, timp în care vă invit pe voi pe rând în camera de interviuri.